Consiliul Județean Olt derulează un parteneriat împreună cu Consiliul General Loire din departamentul Loire din Franța, care durează deja de 10 ani. Până acum au fost desfășurate acțiuni în diferite domenii de activitate. Au fost astfel dotate câteva secții ale Spitalului Județean Slatina, a fost înființată o secție de limbă franceză la Biblioteca Județeană și au fost de asemenea dotate câteva școli din mediul rural. Acum a venit rândul activităților culturale. Astăzi ne aflăm împreună cu delegația din Loire, trei membri. Îi avem aici lângă noi, domnul Odax, care este directorul teatrului Clin d'œil din orașul Orléans, doamna Aurélie Odax, este regizor la același teatru, și doamna Aline Baudu, care este director literar al unei structuri care se cheamă Tu connais la nouvelle. Împreună cu aceste persoane ne dorim foarte tare să demarăm astăzi un proiect foarte frumos, punerea în scenă în comun cu Liceul Radu Greceanu a unei piese de Matei Vișniec. A fost aleasă piesa Cabaret de Mo. Astăzi ne aflăm aici pentru a da startul tehnic, să zicem, al acțiunii. Piesa de teatru, semnată de Matei Vișniec, va avea reprezentații în Slatina, București și Paris, atât de către tineri români cât și francezi. Nous sommes très heureux donc d'être accueillis dans la ville de Slatina. Suntem foarte fericiți că am fost primiți astăzi la Slatina. Puisque c'est un effectivement un échange culturel qui est vorba de un schimb cultural qui est organisé par le département du Loiret et le județ d'Olt. Așa cum ați aflat, este un schimb cultural în cadrul parteneriatului care există între departamentul Loiret, cel din care vin eu, și județul Olt. Je pense que c'est intéressant aussi à partir du moment où le Paris pour une fois n'est pas économique mais est aussi culturel. Desigur că este vorba de latura culturală a Franței care se implică astăzi aici în acțiune. Voilà, et ça va permettre de faire des rencontres de sensibilité avec des jeunes qui ont le même âge autour d'un travail théâtral écrit par un auteur franco-roumain. Să punem la cale întâlniri între oameni pasionați de teatru și desigur să derulăm activități, să le spunem, culturale și teatrale. Această activitate este strâns legată de tineret și francofonie. Oui, alors ce qui nous a intéressé dans ce texte, vous, donc Matei Vișniec, c'est un auteur que vous connaissez bien évidemment. Matei Vișniec, autorul care a fost ales, este un român pe care desigur îl cunoașteți foarte bine. Moi, je l'ai rencontré il y a une vingtaine d'années. J'ai tout de suite apprécié l'écoute dont il est capable, l'écoute humaine dont il est capable. Eu l-am cunoscut acum 20 de ani. Vă mărturisesc că am apreciat foarte mult latura umană a dumnealui. Et donc, il est arrivé à Clin d'œil et il a beaucoup parlé de son amour de la langue française. Alors, ce qui n'évacue pas l'amour qu'il a pour sa langue maternelle. Acum 20 de ani, când l-am întâlnit la teatrul în care lucrez, Clin d'œil, ne-a vorbit foarte mult despre dragostea pentru limba franceză, dar desigur că există și dragostea dumnealui pentru limba română. Prin această acțiune s-a dat un suflu nou parteneriatului român-francez.